Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. My name is Harald Jean Chua and I worked at the casino for almost 5 years as a casino dealer. Harald Jean Chua. Este un name ciudat, așa că eu îi spun Jane. Eu sunt Abel, Megesh Abel, dar nu se spune Abel magicianul, pentru că sunt magician. De unde veniți, dragii mei? Eu sunt de la Filipine. Tu ești de la Filipine? Da. Ați venit să gătiți ca o familie. Sunteți voi doi. Noi doi, fetițele gemene. Fetițele gemene. We have twins, Ani and Neri. Și băiețelul. Și băiețelul. His name is Abel too. Maybe possible magician as well. Or a chef. Și unde v-ați cunoscut voi? Avem o poveste foarte interesantă. L-am cunoscut în America, pe un vas de croazieră, undeva prin California. Fac spectacole acolo. Și ea este casino dealer, o combinație perfectă. Care a fost momentul în care ai realizat că ea este the one? Când am văzut-o. Mi-am folosit tot talentul și experiența mea pentru a impresiona-o. Eu mi-am făcut curajul să o invit la unul dintre spectacolele mele. Am și pus un plan la punct destul de complicat, în care eu am chemat-o sus pe scenă pentru o demonstrație de hipnoză. După care am făcut un semn să-mi închidă cortina. Then he kissed me and I was shocked. Și a rămas sub vraja mea. Ești încă hipnotizată? Ea așa spune câteodată. I think so. I think I'm still under hypnotism because I'm following him already, whatever he say. Poți să refaci momentul acela? Mi-e frică că se trezește, dacă să nu greșesc. Fiind magician, toată viața m-am obișnuit cu ideea că multe lucruri pot fi iluzii, chiar și minunile nu sunt întotdeauna minuni și sunt obișnuit cu această idee. Dar în acest caz, natura mi-a arătat că sunt și minuni adevărate, pentru că ea este adevăratul magician în viața mea. 3, 2, 1, go! I'm going to cook a papaitan, a native Filipino dish used for festivities in our place. Papayan, dar în America se numește goat excrement soup. It is a wrong translation, actually. If you translate a papaitan in English, it is bitter internal organ soup. Okay, good luck. Okay, I'm gonna wash my hands first. Nu am avut neplăcerea să mănânc niciodată pe această mâncare. I never tried doing this soup by myself, but I helped my parents do this soup before. Let's see, what is your mommy doing there? Hello, babies. Do you want to help mommy? You want Jos? Okay. Do you want to help mommy? Abel, before I thought he's not a sweet guy or something. And now, Abel is romantic. I love him more now because I see and I appreciate his care to the family. Iubesc să pe copii mult și pe mine și responsible. O iubesc pe ea pentru că merită. Merită și mi oferă înapoi iubirea pe care o ofer. Este o fată deosebit de simplă și frumoasă. Apreciază lucruri mărunte și le apreciază din suflet, care mie mi oferă bucurie. Ia-l cu tine, ia-l cu tine. Așa, ia-l. Păi vine, vine că ți-l aduce Dadi acum. Acum, eu tăiata usturoi, face mică așa. I missed Filipino food so much. I've been here for almost 4 years and I want to go back just to eat something there. I do cook for myself, but I cannot find the ingredients here. This is actually not a fine dining. Daka, you have to impress your girlfriend. You don't cook this. This is for adventure, to taste a new thing. It's more like an adventurous dishes. For me, it's not strange at all to cook intestine. I love your intestine with rice and meat inside. I love that one. And the ciorba de burta. Îi plac foarte mult sarmalele, cu toate că nu-i plăceau. Da, I learned how to cook sarmale already from my mother-in-law. And ciorba pereșor and the cheftele. I love those. And I want to bring it to other places too. For sure they will like it as well. Este fascinată de agricultura noastră, este foarte interesată. Sunt lucruri care pentru ei sunt exotice. Ei în Filipine nu au struguri, nu au corcodușe. Lucruri care pentru noi sunt absolut banale, pentru ea sunt super exotice. Here in Romania, I learned how to make cheese and I want to bring it as well to the Philippines and I think it's going to be a good business. Cheese business. Yeah, for real. Farmers in the Philippines, they have the same animals. So if they're making, I think, those kind of
food like cheese, how to make compote, preserving the tomatoes. Vrea să ducă și tehnica noastră de a face alcool, de cazan. I learned how to make atsuika from the old people. I taste atsuika. At the first time, it was so strong for me, but I love it. And I actually asked Gabel to buy me a distiller so I can make it myself. Pentru că acolo au foarte multe fructe și a spus ea că ar putea să facă o atsuika extraordinară în Filipine. I'm taking the internal organs, liver, and now it's the heart, the stomach, and the kidney as well. I'm gonna chop this into small pieces. The name is only goat poop soup. It's the English people who gave the name. Because the intestine is where the poop passed through. It is the passageway of the caca, but there is no actual poop in it. It's just to make it interesting, the name. There's a lemon and a salt, so it's a salty and soury combined plus bitterness. So it's like drumming on your taste buds, like there. My favorite is Florin because he is the youngest. I think he will be the most adventurous among them. And maybe he will like my soup since it's kind of exotic. And hope he will try my dish. And Abba haven't tried it yet. He will be surprised to try it today. Nu sunt sigur dacă vreau să gust. Să văd cum arată. Look at this, it all looks so good. I'm so proud of you, let me taste. Okay. Mmm, it's so good. Well, good job. I have to try it for real. Our marriage depends on this. Dacă nu știam ce e, era foarte bun. Este foarte bun, interesant, serios. Good luck, baby. Thank you. Mai multe emoții am eu pentru ea, cred, decât are ea. To the chefs, I hope you will like my dish. Good luck for me and for you as well. The chef will like the soup if they have, of course, open mind and open mouth. And if not, it's okay. It will be just another adventure for us. Cătăline, câștigăm și Florin vreo amuletă? Nu mă interesează pe mine amuletele voastre, mă. Sigur, câștigați-le voi, mă. Câștigă una, mă. Care? Ia, hai mă, hai zic, care? Bună, a, pe ia, care scrie, vin primul la platou. Vin primul la platou. Bine, mă, hai. Băi, auzi, mă, care o amuletă o câștigă Dumitrescu sezonul ăsta? Da, mă, aia cu vin primul la platou. Hai, râzi. Da, gândile-te, gândile. Ai văzut? Vin primul la platou. Hai, dă-ne farfurii de cuțită de aur. Hai. Thank you. I wish I could get three knives, of course. What will I do with the money if I won the 30,000 euros? A lot of things. A lot of things to buy for that 30,000 euros. I think it won't last a year. Una, două, trei, patru. Eu am nevoie de una, da. Dar am să te rog pe tine să le strângi pe celelalte, ca și mine să le pui sub masă. Unde e ciocolata mea? Unde vrei tu, nu sub șervețe. Uite, de exemplu, aici. Așa, da. Ia uite. Nu! Ani, ia uite aici ce fac. Prin masă? La tine mână. Deschide mâna, nu o mișca, doar deschide mâna și uite-te. Hai mă, n-ai cu, nu există. Nu există așa ceva. Există. Există. Păi, am, uite cât de strâns, cât de tare am ținut palma strânsă. Salamură sau ce? Mamă, e ceva vietnamiz. Da, nu e, nu e. Ia, mă, ciorbă. Ce ai, mă, deci? Stai așa că nu e orice ciorbă. Miroase a sabau. Ce e sabau? Este o ciorbă de ardei iuteci. E cu miel. E ciorbă de miel, mă. Miel? E cu mață de miel, dar are ghimbir totuși. Are ghimbir. E acră totuși. Nu are ghimbir, e de ghimbir. Aha. Mamă, și cât ardei. Fii atent, care numai măruntaie. Ciorbă de măruntaie de miel. Da, mațe. Mațe și bojoc ficat. Ia de gust. Da, e din organe și mațe. Are lemongrass. Oh, he knows what is lemongrass. Bravo. Știi că e prima oară când văd ficat fiert? Ficăței de aia ai găsit prin ciorbă? Ficăței de pui? Da, de la găină când ieși și mai arunci ouăle alea așa și cu ficăței. Stai, mă, ficăței. Stai să vezi cum arată ăsta, ficatul ăsta. Da, mă, ce e ficat fier? La drob fier ficatul și îl bagi. Care e problema? Nu pățești nimic dacă mănânci. Dacă nu e șarpe, e de bine.
Ia, stai așa. Stați puțin, vreau și eu. Da, te rog frumos. Că-s curioasă. E puțin picantă, să știi. Și pe urmă vă spun și cum se numește această ciorbă, limba română. Da. Limba română există. Deci românească așa cu lemongras sau are doar lămâie în ea și nu-mi dau eu seama? Să-ți pregătiți? Da. Capră. Cu excremente. Câteodată e bine că eu nu mă bag să gust ca pelicanul din toate. Trebuia să spun după ce gust ai. Nu, dar este interesantă. Gustați. Gina, ia-o acasă. Am puțină treabă, vin imediat. Eu am mai gustat odată ceva cu de-asta. Trebuia să mănânc chișcă. Ce e chișcă? Chișcă e o chestie din porc. Nu e din foarte... porc, e din mațul gros al porcului. Da. Din mațul gros al porcului, da, pun niște carne. Calmează. Bă, aia e buba, că n-a fost spălat cum trebuie. Și când aud și văd acum, de atunci, am un an de zile de când nu pot să mai mănânc alta boș. Eu am mai mâncat ciorbă de genul ăsta. Mie mi-a plăcut. Nu pot, da. Nu pot. Mor dacă pot, nu pot. Bună seara. Bună seara. Sunt Harl J. Chua from the Philippines. Ah. It's called Papaitan, but just to clear things out, there's no excrement in there. It's clean. Sabaw? Sabaw is a general term for soup. Ah, okay. Uh-huh. What are you doing in Romania? I got married with a Romanian guy, nice. Magician actually. His magician. Name is Abel Megyes. We met on a cruise ship. Then we had twins. Twins. And another baby after a year, so. Da. Three copii. Mm-hmm. And where do you live now? Right now, we're staying at Oinaku, Giurgiu. Giurgiu? Da. Bună seara. Bună seara. Mamă, ia uitați-vă. Ia uite-te. Bună seara. Hello. Bună seara. Româna. Cum e cu nepoții? E foarte bine, am nepoței. Bine, nepoții ca nepoții. Mă interesează cum vă înțelegeți cu Nora. Nora gătește acasă sau? Într-una gătește mamaia. Știi să facă sarmale? Am învățat așa puțin. Tu mai faci magii sau? Magie? Eu sunt șocată încă. Ia să vedem. Cine vrea să încerce ceva deosebit? Eu. De obicei, magicienii te roagă să tragi o carte. Da. Eu am să te rog pe tine doar să te gândești la o carte de joc. Așa. O secundă, te rog să mă scuzi, întorc spatele la tine. Gina a văzut aici, am întors o singură carte cu fața în jos. Cartea la care cred eu că te-ai gândit. Așa. Acum, ne poți spune la ce carte te-ai gândit. Da, îmi spun 5. 5 de? Treflă. 5 de treflă. Da. Ia uite. După cum ți-am promis, aici am întors o carte. Na, mă, cum să cu fața în jos. De treflă, fii atent. Pot? Du-te, bă, de aici, că n-ai cum. Și mi-a făcut semn cu mâna pe jos. 5. Mi-a făcut așa, 5. M-a spus că e tare. Cât de tare asta. Wow. Trebuie să-i lăsăm. Mergem, foarte tare, bravo. Au treabă ei. Pa! Să fiți în continuare pa. Plin de mulțumim. Viață. Pa! Bună seara. Pa! La revedere. Pa! Auzi, tu de unde ești? Where are you from? Philippines, from Albay. Albay, where the Mayon volcano is. And... cum e cu vulcanul? E activ, nu e activ? Da, e activ. Every day, actually, it's smoking. Tremor, not much. Sometimes. But every night, it's like a torch lit on the sky because the lava is flowing to the volcano every night. That's every night. So every night it's lit, and in the morning it's making some smoke like that. And so it's totally active. Anytime it can explode. And it's dangerous. It's dangerous, but there's an area where the lava will surely flow. So there is a dangerous area, and the people are located on the safe area. For me, it's beautiful, majestic. I'm not afraid of it. It's just like a mountain with a lava flowing, smoking.
Like that. How you like in Georgia? It's so peaceful there, actually. Compared to the Philippines, there's no much action, but I enjoyed my time here in Romania. I do like Romania, and the people are so accommodating and so friendly. Here in Romania, I saw for the first time the snow, and it's so, so nice. I love it at first, for the first week, for the first month, and then later on, I'm getting cold. I don't like the winter anymore because it's cold. What kind of food do you like, Romanian food? Perișoare. I love perișoare. So you like perișoare sarmale because when you make perișoare... Yeah, it's sarmale. Always like twins. Every time my mother-in-law cooks sarmale, all the time there is perișoare. And chiftele? Exactly! They're triplets. They're triplets. You are married since when? July 26, 2015. Wow! Oh. Wait, I should have not answered that. She's a casino dealer, and she's very good on games, mathematics, and so on. So she's very bright with numbers and modest, as you see. Abel, te bucuri că ai gemene? Foarte tare. Adică acum mă gândesc că poți să le folosești la magie. Mi s-a împlinit visul. Va dispare din New York și apare undeva exact, în China. Sau foarte tare. Noi chiar avem o poveste frumoasă. Eu i-am desenat ei două gemene pe burtă înainte să știm că este gravidă. Și o să mai faci copii? No. Avem trei și ne-am decis deja la trei să ne oprim. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dori să faci parte? I watch backstage and he's the guy who eat totally. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.